și Duhul Tău cel Sfânt. Dă ei să umple păzind toate poruncile Tale, cele plăcute Ție să săvârșească, pentru că de va face omul acestea, viu va fi prin ele. Să vorbească, cred că e exact ca tati, vrea ea să fie în centru atenției și să vorbească ea. E da, dispune-ne și tu. Mulțumim, Cornelia, pentru prezență. Ne face mare plăcere să te avem aici. Îmi place foarte mult microfonul, dar vorbește tati peste mine și vreau să vorbesc eu. Da, și de-abia și să ajung acasă să dau rochița asta jos de pe mine, că este foarte mare rochița asta și mă deranjează. Da. Mare, noi aducem sănătate, bucurie, bunătate. Ionescu și astăzi am venit la Țiclen. Emisiunea noastră Online Story va fi de aici, din biserica aceasta foarte frumoasă. Am fost martor la toate evenimentele importante din viața lor. Am văzut cum Radu a cerut o căsătorie pe Adelina. Am fost și atunci când a spus da în fața ofițerului stării civile. Și cum puteam noi să nu fim prezenți și aici la botez? Va fi un eveniment foarte frumos. Biserica aceasta este una spectaculoasă, una și de suflet, fiindcă micuța Eva va fi cea care va face cumva debutul botezurilor după sfințirea acestui lăcaș de cult. Va fi prima botezată și cu siguranță va avea mult noroc în viață. Nașa micuței Eva Mihaela Zeinep este nimeni alta decât Cristina Doropanțu și dincolo de ce o să vedeți dumneavoastră, cum va reacționa micuța atunci când va fi introdusă în cristeniță, cum a reacționat mama când a văzut-o pe Eva Mihaela Zeinep în brațele nașei și ale preotului, dar și toate evenimentele care se vor derula pe parcursul acestei zile, vi le vom reda noi aici la oameni. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit. Amin. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit. Amin. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, în numele Tău, Doamne, Dumnezeul adevărului și al lumii născut Fiului Tău și al Duhului Tău cel Sfânt, pun mâna mea, Doamne, peste roaba Ta, Zeinep Eva Mihaela, care s-a brănicet a scăpa către numele Tău cel Sfânt, a se păzit sub acoperământul aripilor Tale. Depărtează de la ea șelăciunea cea veche și o umple pe ea de credința cea întru Tine, de nădejde, de dragoste, ca să cunoască ea că Tu ești unul Dumnezeul nostru, Dumnezeu adevărat și unul născut Fiul Tău, Duhul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos și Duhul Tău cel Sfânt. Dă ei să umple păzind toate poruncile Tale, cele plăcute Ție să săvârșească, pentru că de va face omul acestea, viu va fi prin ele. Scrie-o, Doamne, pe aceasta în cartea vieții Tale și o urmărește cu turma moștenirii Tale, ca să se preaslăvească de-a numele cel Sfânt, al iubitului Tău Fiu, al Domnului nostru Iisus Hristos și al Duhului Tău cel de viață făcător. Să fie ochii Tăi căutând totdeauna cu milă spre ea și urechile Tale să asculte glasul rugăciunii ei. Te lepezi de Satana, de toate lucrările lui, de tot slujitorii lui, de toată slujirea lui, de toată trufia lui. Mă lepă de Satana. Mă lepă de Satana. Te lepezi de Satana, de toate lucrările lui, de tot slujitorii lui, de toată slujirea lui, de toată trufia lui. Mă lepă de Satana. Te lepezi de Satana, de toate lucrările lui, de tot slujitorii lui, de toată slujirea lui, de toată trufia lui. Mă lepă de Satana. Te-ai lepădat de Satana? M-am lepădat de Satana. Te-ai lepădat de Satana? M-am lepădat de Satana. Te-ai lepădat de Satana? M-am lepădat de Satana. Suflă și scuipă pe Satana. De trei ori simbolic și pentru acest cadru.
Te unești cu Hristos? Mă unesc cu Hristos. Te unești cu Hristos? Mă unesc cu Hristos. Te unești cu Hristos? Mă unesc cu Hristos. Te-ai unit cu Hristos? M-am unit cu Hristos. Și crezi Lui? Cred Lui? Cred Lui ca unui împărat și Dumnezeu. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotiitorului, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut. Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat. Și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui. Și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-unul Domnul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl, cu Fiul, este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserica, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Amin. Și al Fiului, amin. Și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Alături de mine sunt părinții micuței botezate, Adelina și Radu. Bună, mă bucur foarte tare că particip și la acest eveniment frumos din viața voastră. Bună, Cornelia, vrem să vă mulțumim tare mult că ați vrut să fiți alături de noi și astăzi, ca de obicei, cum ați fost la toate momentele noastre importante din viață. Ia uite ce gălăgie. Cred că vrea ea să vorbească, cred că e exact ca tati, vrea ea să fie în centru atenției și să vorbească ea. E de dispune-ne și tu. Mulțumim, Cornelia, pentru prezență. Ne face mare plăcere să te avem aici. Îmi place foarte mult microfonul, dar vorbește tati peste mine și vreau să vorbesc eu. Da? Și de-abia și să ajung acasă să dau rochița asta jos de pe mine, că este foarte mare rochița asta și mă deranjează. Da. Eu am văzut-o pe Eva Mihaela Zeinep încă de când era foarte, foarte micuță, dar acum că este botezată, putem să le arătăm lumina de tine. Cu siguranță, am așteptat atât de mult momentul ăsta pentru că de fiecare dată când făceam o poză cu ea, doream tare mult să o vadă și cei din jur, doar că așa am considerat noi că este mult mai bine să o arătăm după botez și de astăzi o să o vadă toată lumea, în fiecare zi pe story-urile noastre. Ai avut emoții? Am avut foarte mari emoții, cred că am plâns de undeva la peste 15 ori. În primul rând, aceasta este biserica și în care am fost eu botezată. Nu de același preot, dar am fost botezată și eu aici. Și, nu știu, a fost o zi extrem de emoționantă, nici nu pot să descriu ceea ce am simțit. Ți-ai făcut molifta? Fiindcă se știe că se face o slujbă specială pentru mămică dacă vrea să intre în biserică. Am făcut-o înainte, nu am făcut-o aici, am făcut-o la București, la biserică. Am vrut să nu mai pierd timp și astăzi, și, adică m-am gândit foarte mult la fată că este extrem de cald și să nu stea foarte mult îmbrăcată în ochii aceia pompoasă, care este superb, înțeles. Nașa Cristina Mihaela a făcut o ținută spectaculoasă. Cei de la Uaunios au prezentat puțin mai devreme ținuta. Era și normal, ea este o persoană care arată foarte bine, așa că dorea și ca și micuța să fie perfectă, în cea mai importantă zi din viața ei de până acum. Când preotul a băgat-o în cristeliță, ai avut acea temere sau îți sărta așa sufletul de bucurie că în sfârșit va intra așa și ea într-o normalitate, să fie creștină și să fie fetița cu adevărat, că botezul contează foarte mult pentru un copil. Am avut emoții, dar nu într-un sens rău, deoarece știam că totul va fi bine și în siguranță, știam că nu o să se întâmple acea scufundare cum se proceda odată.
am avut încredere și, nu știu, am avut emoții doar pentru faptul că este botezul ei și că o să strigăm pe nume de acum înainte. Eu nu știu, nu prea îmi plac atât de mult momentele astea, că sunt super sensibilă și, nu știu, vine să plâng continuu când văd chiar și alte botezuri sau nunți, orice chestie mă emoționează. E începutul zilei, vei avea foarte mult de plâns, vor veni ursitoarele, vor veni prietenii, familia la restaurant să petreacă. Este un eveniment foarte frumos, așa că nu-ți termina lacrimile. Acum, cu siguranță, vei avea parte de multe, dar sunt lacrimi de fericire. Da, exact. Cred că doar mamele de copii știu ce înseamnă botezul și toate momentele astea prin care trecem noi. Sinceră să fiu, cred că pe seară o să fiu mult mai relaxată. Cred că partea cea mai grea a fost acum la botez și pe seară o să fiu mai multe distracție și cred că singurul moment care mă mai emoționa va fi când vor veni ursitoarele și din nou o să vreau să fiu în centru atenției, ceea ce știți foarte bine că nu îmi place mie absolut deloc. Dărâm în soarelui răsare, venim noi, vânele ursitoare, vestite în lumea mare. Noi aducem sănătate, bucurie, bunătate, toate pentru tine, draga noastră, vine. Haideți de vă apropiați și ursirea ne-ascultați. Ne-ascultați și nici când să nu uitați. Fauna mi se spune cea mai mare ursitoare și la darul cea mai tare. Eu îți aduc sănătate în viață, să răzbești în toate. Eu sunt Flora, sora mișcată și fărți alături în viața toată. Iar cu puterea mea stând în zâmbetul florilor, îți doresc, copile, mult de fericire. Că fi soare, că fi vânt, tu să ai zâmbetul sfânt. Vreme bună sunt, cea mai mică dintre toate, dar am daruri înveșugate, înțelepciune, avuție, pe toate ce le dăruiesc eu ție. Draga mea, copilărie frumoasă vei avea, poveștile te vor inspira, iar de asta bunicii se vor ocupa.